Bună ziua, mulți stimați agricultori! Vin cu o informație pentru dumneavoastră. Astăzi, la Ministerul Agriculturii a avut loc un eveniment, din punctul meu de vedere, extrem de benefic pentru agricultura din Republica Moldova și, în mod deosebit, pentru producătorii de cereale. Vreau să vă informez că a fost constituit Consiliul Economic pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. El este format la etapa actuală din 37 de agricultori, participarea este evident binevolă și Ministerul este extrem de recunoscător celor agricultori care au dat curs invitații de a participa și de a se împărtăși cu experiența lor, expertiza, cunoștințele. Fac parte agricultori din toate raioanele Republicii Moldova, în exclusivitate producători de cereale, chiar dacă ei au și alte dimensiuni, dar la bază stau faptul că ei sunt producători, vânzători, exportatori, procesatori de cereale în Republica Moldova. Astăzi este un număr de 37 de persoane, evident că va fi un număr fluctuant, va fi dat prin ordinul Ministerului, dar vreau să repet, scopul creării acestui Consiliu este de a putea ține o discuție directă cu producătorii de cereale și de a te informa din prima sursă despre nevoile, posibilitățile, de a identifica corect problemele cu care se ciocnesc acești agricultori și de a veni cu soluții în timp real pentru ele. În cadrul acestor discuții de astăzi s-a vorbit despre necesități problematice, au fost trasate trei întrebări majore, cu toate că au fost mai multe, pentru care Ministerul Agriculturii va pregăti răspunsuri până data viitoare, când va avea loc următoarea ședință și va fi pe data de 22. S-a vorbit despre TVA-ul unificat și până data de 22, doamna Alexandru Șean, secretar de stat pe probleme economice la Ministerul Agriculturii, care a și inițiat procesul de discuție cu Ministerul de Finanțe, va veni să raporteze despre progres. S-a vorbit foarte mult și despre prelungirea licențierii și vom face o analiză economică și vom propune la nivel de guvern, reieșind din realitățile noastre care sunt astăzi în Republica Moldova, dar iarăși după o analiză a stocurilor pe care le avem pe diferite dimensiuni de cereale, vom veni cu propuneri către guvern Republicii Moldova pentru licențierea despre care s-a vorbit astăzi tot foarte mult. Să știți că genul acesta de discuții extrem de interactive cu agricultorii din Republica Moldova, ele sunt extrem și extrem de benefice pentru ambele părți. Pentru că de-a lungul celor 2 ani, de când sunt în fruntea Ministerului, am însușit un lucru, că colaborarea dintre Minister și dintre agricultori, dacă este axată pe dimensiunea asociațiilor de profil foarte înguste, este extrem de benefică în ambele sensuri. Ministerul Agriculturii are de câștigat că politicile sale reflectă necesitățile agricultorilor identificate în cadrul discuțiilor cu aceste asociații de profil și agricultorii au de câștigat că sunt auziți și problemele lor se rezolvă prin politicile pe care le face Ministerul Agriculturii. Relația care se dezvoltă în cadrul asociațiilor de profil și care se va dezvolta în cadrul acestui Consiliu Economic este o relație colegială, la propriu colegială, în care oamenii își spun problemele, sunt identificate, după care se vin cu soluții, în măsura în care ele sunt posibile de rezolvat la etapa actuală sau în viitor. Este o inițiativă a Ministerului Agriculturii și cred că este ceva de foarte bun augur, susținute de agricultori și eu cred că în timp o să aibă câștigat toată lumea și în mod deosebit agricultorii din Republica Moldova, dar dacă câștigă agricultorii din Republica Moldova, ar câștiga toată Republica Moldova. Pentru că producătorii de cereale astăzi sunt în număr de mii, noi avem în Moldova 1.583.000 de hectare de teren arabil și cea mai mare parte este acoperit cu semănături de grupa 1 și a 2, adică vorbim despre un număr de ordinul miilor de agenți economici care se ocupă de prelucrarea acestor pământuri. Problemele sunt diverse, depinde de regiune în care se află, nord, centru, sud, dar ele pot fi concentrate pe problematici și ele pot fi în cel mai direct mod soluționate. Cu asta ne vom ocupa, să găsim soluții la problemele care se ciocnesc agricultorii și să evităm situațiile de criză majoră economică.
Pentru că trăim timpuri foarte grele, în regiune, practic, continuu aceeași criză a prețurilor și ca să putem să facem față acestor crize, care s-au început în 2022 și, după cum se vede, în 2024, din păcate, ele continuă, noi, evident, că trebuie să luăm măsuri de prevenire a multor probleme. Și atunci, eu cred că problemele se vor fi trecute mult mai ușor pentru agricultorii din Republica Moldova. În continuare, eu aș vrea să vă informez și sunt sigur că sunteți interesat de această informație. Este ultima informație pe care am cerut-o de la ODA. Dacă vorbim despre creditul agricol de 500 de mii de lei pentru agricultorii din Republica Moldova, numărul total de cereri care au fost primite de către ODA este de 87 și numărul de cereri aprobate la ziua de astăzi sunt deja 77 de cereri. Valoarea creditelor solicitate se ridică la 29 de milioane de lei. Eu cred că este o cifră și o cerere foarte bună, pentru că din produsele pe care le are ODA, din spusele colegilor noștri de la ODA, ei nu au nicio cerere atât de mare la niciun produs de-al lor. Adică partea pozitivă este că Ministerul Agriculturii a identificat un, și Guvernul Republicii Moldova susținut, a identificat un instrument bun și acest instrument este cerut de către agricultorii din Republica Moldova. Dacă vorbim despre produsul capital circulant care a intrat în vigoare din data de 15.03, la etapa actuală încă nu este nicio cerere, dar eu cred că urmează în săptămânile următoare să fie cerere și la acest nou instrument financiar pentru agricultorii din Republica Moldova. Astăzi a avut loc o ședință, din păcate n-am reușit să particip, am participat la Consiliul Economic pe lângă Ministerul Agriculturii, dar a fost o ședință și domnul secretar de stat Andreea Negulean mi-a adus un raport făcut de către domnul Ioniță, analistul economic, și aș vrea să felicit producătorii de struguri din Republica Moldova și de rezultatele lor remarcabile și iarăși am să accentuez. Cifrele care am să le spun acum se datorează în exclusivitate faptului că acești agricultori s-au unit în asociații de producători, de exportatori și succesele lor atât de remarcabile și atât de fulminante se datorează muncii efectuate de către ei, dar în asociații. Este munca voastră și meritați până la ultimul bănuț și cent tot ce câștigați, dar totul a fost posibil numai pentru că v-ați unit împreună. Eu vreau să dau niște cifre, din punctul meu, foarte fulminante și interesante. Mersi domnului Ioniță pentru ele. Țin neapărat, spun, noi am luat această sursă de informație. Vorbim despre 7 recorduri a anului 2023 în domeniul struguri de masă. Studiu comparativ, evident. Exportul de struguri de masă în milioane de dolari în 2023 a constituit 66 de milioane de dolari, cu 55% mai mult decât în 2022 și a fost 42 de milioane în 2022. Prețul mediu de export, mulți stimați cetățeni, 95 de cenți americani, cu 38% mai mult decât în 2022, când a fost 69 de cenți pentru un kilogram. Numărul țărilor unde a fost exportat struguri, 36 față de 28 în 2019. Ceea ce vorbește despre faptul că Republica Moldova în plan internațional devine un stat recunoscut ca stat producător de struguri de o calitate absolut inedită. Gradul de concentrație a exportului, ponderea primilor 3 țări. Și atenție aici, niște cifre foarte interesante. Dacă în 2015 toate exporturile Republicii Moldova se duceau în 3 țări, adică 91% se duceau în 3 țări și este evident că vorbim despre țările din Est, astăzi, în 2023, vorbim că numai 26% sunt concentrate în primele 3 țări. Adică diversificarea pieților îi face pe agricultorii din Republica Moldova să fie mult și mult mai puțin vulnerabili în fața
oricăror probleme iscate din diferite crize economice, politice, războaie, etc. Deci diversificarea piețelor înseamnă puterea comercială și puterea economică, de care beneficiază din plin aceste asociații de producători și exportatori de struguri de masă. Producția de struguri în miliarde de lei în 2023 a constituit 1 miliard 630 de milioane de lei față de 2022, când a fost 1 miliard 115 milioane de lei. Ponderea în exporturi de producție agricole ale regnului vegetal. În total este 7% din toate exporturile care au făcut Republica Moldova din dimensiunea agricolă sunt struguri de masă față de 4,8% și ponderea din exporturile de fructe comestibile în general este de 24,9%, adică 25% față de 12% aproximativ din 2020. Eu vreau să felicit pe această cale producătorii de struguri din Republica Moldova, să le doresc un an nou agricol pe dimensiunea așteptărilor. Eu mă bucur foarte mult că voi ați crezut în voi, în puterile voastre. Ați auzit de fiecare dată apelurile mele și a Ministerului și le-ați susținut de a vă asocia. Eu mi-aduc aminte de începutul anului 2022, septembrie-octombrie, când Republica Moldova era o extraordinar de mare problemă. Comercializarea strugurilor era primul an de război. S-au distrus toate lanțurile comerciale care au fost constituite până atunci, nu exista exporturile pe piețele din Est, logistica extrem de scumpă și eu sunt extrem de bucuros că voi astăzi, asociindu-vă, ați reușit să vă majorați și prețul de vânzare, și profiturile care le aveți, și numărul de țări unde faceți exporturi. Să știți că producătorii de fructe și producătorii de struguri din Republica Moldova sunteți un exemplu viu, un exemplu viu care îl aduc de fiecare dată tuturor agricultorilor din Republica Moldova de rezultate în urma asocierii. Este rezultatul muncii voastre, felicitări și un an nou rodnic la toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult!